Astăzi, în platoul Roman TV, avem pe Călin Iepure, CEO Biz Club, antreprenor, trainer, autor și public speaker profesionist, implicat în 5 afaceri și 10 de proiecte antreprenoriale. Bună ziua, bine ați venit la Roman TV! Bine v-am găsit, mă bucur de fiecare dată să fiu aici în studio la Roman TV și mă bucur că romașcanii sunt interesați de antreprenoriat mai mult decât în alte părți ale țării. Cred că mai cu seamă în această perioadă, fiind încă în pandemie și după un an și ceva de pandemie, cam toți am vrea să fim proprii noștri șefi. Dar vom vorbi pe parcurs despre acest aspect în cadrul emisiunii de astăzi. Vreau să începem treptat. Despre începuturile provocărilor din pandemie, cum s-au adaptat adaptat antreprenorii la pandemie și la noile reguli, la noile tendințe de a dezvolta o afacere, ce, ce probleme au întâmpinat și tu ai intrat în legătură cu ei. Făcând parte din, din Biz Club, în BizClub avem în acest moment peste 260 de antreprenori, 260 de businessuri. Avem businessuri mai mici, avem businessuri medii și avem și câteva businessuri mari. De exemplu, unii dintre membrii noștri sunt dintr-o bancă mare din România, mai avem o organizație care tot așa are mai multe filiale. Și atunci am putut să observăm ce s-a întâmplat. A fost foarte, foarte interesant că la începutul pandemiei, în momentul în care a apărut ideea de lockdown, noi urma să facem într-unul dintre businessurile noastre, avem o, și un business educațional, în businessul respectiv urma să facem o certificare de trainer la Timișoara. E, și se auzeau știri, cum că se închidă aeroporturile, cum că se închide capitala, cum că s-ar putea să se închidă, noi fiind din Timișoara, s-ar putea să se închide Timișoara, s-ar putea să se închidă țara și auzeam tot felul de astfel de știri și, bineînțeles, având de făcut o certificare de trainer la care veneau oameni din Republica Moldova, veneau din Anglia, veneau din Amsterdam, erau mulțime de, de oameni care urmau să fie certificat, am convocat o întâlnire cu colegii mei, care sunt și antreprenori, cu colegii mei antreprenori și am zis hai să vedem ce putem să facem. Și în momentul respectiv, prima idee care ne-a venit în minte a fost să, anulăm, să amânăm evenimentul, ca să se întâmpla în momentul respectiv. Toți cei care aveau evenimente, toți cei care făceau ceva, amânau. Era starea aia de amânare. Lasă că dispare la un moment dat, o dispare, va dispărea el acest virus. Și asta a fost prima tendință pe care am văzut-o la mulți dintre, dintre uh, antreprenorii pe care am avut-o. Închidem restaurantul două săptămâni, lască după aceea dispare virusul. Asta a fost tendința inițială. Și asta a fost tendința pe care am văzut-o și la noi. Lască, dispare și hai că punem uh, anulăm sau amânăm uh, evenimentul peste vreo lună, două, trei, cât o fi. Uh, dar ideea care a venit din echipă a fost următoare, hai să nu amânăm hai să nu anulăm, ci hai să vedem dacă putem să ne adaptăm. Și cred că asta a fost starea noastră sau poate sclipirea pe care am avut-o în momentul respectiv. Și am zis, hai să vedem dacă putem lua un eveniment pe care noi, în mod normal, îl ținem în sala de, sala de curs, într-o sală, de, într -o sală în care oamenii interacționează între ei. Hai să vedem dacă putem muta asta în online. Aveam un pic de experiență în online, pentru că unul dintre colegii noștri este specializat pe partea asta de online, și ce am zis, haideți să vedem cum am putea să facem asta. Cum e că am reușit să facem lucrul asta și i-am adus pe toți în online că deja a apăruse uh, perioada de lockdown. Mm. Și atunci am adus în online și am văzut că se poate în online. Am fost poate printre uh, puținii sau primii care au avut această, această licărire la început și am văzut că. Businessurile se pot face și online. Multe dintre business, nu toate businessurile, dar multe businessuri se, se pot face și online. Și văzând acest lucru, bineînțeles, din businessul respectiv, care se numește Salification și mai târziu, iată, servește mulți dintre profesorii din România. Noi educăm în acest moment, educăm peste, am educat peste 60.000 de profesori din România care au participat la cursurile noastre în businessul respectiv. Dar văzând acest lucru în Salification, văzând acest lucru că se poate face, ne-am dus către profesori și le-am arătat cum se poate face asta în online. Dar mai ne -am am dus și către antreprenori. Și primul lucru pe care l-am făcut în biscap a fost să mutăm toate ședințele online, pentru că nu mai aveai voie să te întâlnești fizic, nu mai te puteai întâlni fizic pentru că exista pericolul răspândirii virusului, I am zis hai să mutăm toate în online. Deja aveam o mică o mică experiență și de la Certification aveam o mică experiență și în Biscla pentru că deja pornisem uh, o platformă în online și tendința era spre a ne duce uh, și spre online pentru ca să fim mai aproape cu toate cluburile noastre. Pentru că noi în acest moment avem cluburi în Arad, avem cluburi în Brașova, avem în Ploiești, avem în București, avem în Cluj, avem în Iași, avem în Timișoara, avem chiar în, chiar în Madrid, avem un club de, de, oameni de business. Și atunci tendința a fost, hai să vedem cum îi aducem pe oamenii ăștia să conlucreze împreună. Și atunci prima tendință pe care am avut-o a fost de, hai să facem în online, hai să ne adaptăm în online. Și uitându-mă atent, ce am făcut, m-am uitat pe toată baza noastră de date de antreprenori. Și am văzut că într adevăr cei din horeca erau cei mai uh, cei mai loviți în acel da. moment. Uh, cei care erau în industria hotelieră, pentru că aveam uh, antreprenori care aveau pensiuni. Și atunci pentru ei era, era dintr o dată era foarte, foarte greu să se adapteze. Aveam în industria divertismentului. Aveam uh, de exemplu la Cluj un, uh, un membru care avea o sală mare de laser tag, cea mai frumoasă sală de laser tag din Cluj. Și i-a fost foarte greu în momentul în care s-au impus restricțiile să găsească o modalitate de a ieși din impas. Și atunci ce am făcut? Am zis, hai să ducem alături de noi mentori, hai să ne unim cu toți împreună și țin minte că prima ședință pe care am convocat-o a avut ca niciodată peste 100 de membri care au participat în același moment în online la ședința respectivă prin care am zis, hai să vedem ce soluții putem găsi. Pe lângă faptul că s-au strâns mult bugetele, am încercat să strângem, să strângem de bani și oamenii antreprenori, asta a făcut o primă, o primă, direcție, a fost hai să fim mult mai atenți la partea de cheltuieli, care până la urmă este o tendință normală. Cheltuielile de publicitate au scăzut foarte mult în pandemie. deci în pandemie au scăzut foarte. cheltuielile de publicitate au fost foarte mici sau mult mai mici, au fost de 2, 3, uneori de 4 ori mai ieftini. Și atunci am, am zis, băi, vedem ce facem, dar în momentul în care ai grijă la publicitate, pentru că publicitatea era importantă. Pe lângă partea de publicitate, în care mulți dintre antreprenorii noștri au investit pentru că te costa mult mai puțin în momentul respectiv publicitatea, era important să-ți găsești poate ori o nouă verticală de business, să vezi ce poți face în businessul tău altfel decât făceai înainte, dacă până atunci oamenii veneau la tine în restaurant să mănânce, ce poți face din momentul ăsta, în așa fel încât să duci tu mâncarea către oamenii acasă, pentru că oamenii mâncau în continuare. Pentru că oamenii aveau nevoie de distracție în continuare. Oamenii aveau nevoie de socializare în continuare. Și atunci ar trebui să găsești modalități. Și am văzut două tipuri de antreprenori. În concluzie. Am văzut antreprenori care au zis lasă că o să se schimbe lucrurile și o să fie o la să fel se cum termine a fost. cu perioada o aceasta O să se termine pandemia și, o să... și așa mai departe. Și am dus-o așa, și -au dus -o așa, și -au mers, an și -au mers pe, pe, pe bani, pe resursele pe care le aveau, ba că las că guvernul o să ne dea și o să ni se facă și o să și așa mai departe, e varianta, e varianta asta. Sau au fost alții care au zis, băi, eu sunt propriul meu șef, hai să-mi iau viața mâini și să văd ce pot să fac. Au fost unii care au închis business-uri sau au închis bucăți din businessul lor în momentul în care au văzut că acea bucată de business n-ar putea să funcționeze în pandemie. Și au tăiat, efectiv au tăiat în carne vie. Nu neapărat au, au dat afară oameni, ci poate iau... Redirecționat relocat, către o, relocat către o altă verticală de business. Uhum. Și tot așa, am avut, am avut business-uri care au uh, trecut în online, am avut restaurante care și-au deschis o nou, un nou... Uh, de exemplu, în Timișoara există un, un, o sală de nunți care și-au lua toți bucătarii pe care îi aveau pregătiți pentru sala de nunți, toți ospătarii care până atunci erau obișnuiți să, să servească la masă și i-au invitat să uh, livreze acasă. Și au livrează acasă cantități mari de mâncare. Deci tu ai nevoie de mâncare, nu-ți comanzi doar o mâncare pe astăzi. ci de regulă, că așa cum se făcea în fiecare familie, îți duce oala acasă o da. casă cu sarmale și ai, ai acolo pentru câteva zile să mănânci. Deci ideea e că s-au creat, creat foarte multe, multe business -uri. Și Și am observat Apropo de ce mă întrebai mai devreme la partea de adaptabilitate, au fost foarte multe idei pe care poate înainte de pandemie, înainte de a veni această forță externă, înainte de pandemie nu te-ai fi gândit la ele. Nu te-ai fi gândit la ele și aici sunt o mulțime de, de business -uri. Un business este chiar ce am făcut noi în, într-unul din business-urile noastre în sellification. Ce am făcut în sellification? În sellification noi serveam până atunci în cursuri de vânzări. Avem peste 70 de trainer de vânzări în cursurile noastre ei, ideea este că ce am făcut, am văzut că putem să predăm online și la un moment dat am avut, aveam niște prieteni profesori, dascări, și au venit dascării către noi și au zis, bai, cum putem să facem că noi nu știm să predăm în online? Pe noi nu ne-a învățat nimeni. Am văzut că Ministerul nu avea resursele necesare și am zis, hai să venim în întâmpinarea profesorilor. Și ce am făcut? Am făcut câteva cursuri gratuite, i-am adus pe profesori alături de noi, le-am arătat câteva tehnici și tactici prin care ei puteau să-i țină pe ele mai captivați atunci când sunt online. Ba, am scris și o carte în pandemie, captivează-ți elevii online, mai ceva ca în clasă. Deci ideea e că am venit cu unelte care să-i ajute pe profesor. Și asta a fost o verticală nouă de business, pentru că n-a fost doar, doar muncă, muncă caritabilă, ci am creat și cursuri care erau uh, monetizabile, cursuri care erau pe bani. Deci Până la urmă am reușit să creăm o verticală nouă de business aici. La fel, în industria restaurantelor. Au fost foarte multe restaurante care s-au adaptat, au dus acasă. Am înțeles că unul dintre furnizorii mari de doneri din România, ce au făcut, au luat biciclete și le-au dat angajaților, și angajații duceau acasă și îți duceau acasă mâncare. Deci, până la urmă, multe dintre businessurile pe care le-am văzut s-au adaptat. Din păcate, au fost antreprenori care probabil nu au avut suficientă flexibilitate sau poate s-au considerat a fi într-o într industrie care îi care, 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 care plafonează și acei antreprenori uh, nu au supraviețuit, nu au supraviețuit nu. și au fost nevoiți să închidă. Deci, astea două tendințe le am văzut. Am văzut tendința creativă de hai să vedem cum putem inova și cum putem crea și eu zic că uh, această pandemie ne-a forțat oarecum să inovăm. Uh, pe de altă parte, uh, cei care poate aveau un pic mai puțină flexibilitate sau poate nu aveau oamenii potriviți în jurul lor uh, au preferat ori să închidă business-ul ori să, să moară. Bun. Care este trendul în acest moment? Ce vezi la antreprenorii cu care intri în contact, cei noi, nu cei pe care iai în mod frecvent aproape, spre ce se îndreaptă? Nu știu, ce își doresc să facă din acest moment încolo. Noi avem în acest moment, în clubul nostru de business networking, avem 28 de mentori. 28 de oameni, care fiecare specializat pe domeniul lui. Deci avem mentori pe vânzări, avem mentori pe online, avem mentori pe marketing, avem mentor pe leadership, pe comunicare și așa mai departe. Deci, name it. Poți să zici, în orice domeniu avem. Pe time management. Avem public speaking. Avem mentor pe orice. Ce am făcut? I-am -am adus pe acest mentor aproape de antreprenori și antreprenorii noștri în fiecare săptămână pot să îi întrebe pe mentori concret. Vin cu speța lor și zic, uite, în businessul meu am problema X. Și mentorii vin cu idei, vin cu sugestii. Pe lângă ideile care vin de la mentor și colegii vin și fac lucrul ăsta. Chiar am, creat, chiar am creat și acum o să, noi avem în zilele următoare un eveniment, un eveniment la Iași și în evenimentul ăsta lansăm un joc. Am creat un joc cu ajutorul căruia tu în echipa ta poți să dez îți dezvolți idei noi de business. Deci cred că pandemia și tendința pe care o văd acum este ca a antreprenorii pe care, care rămân pe piață să fie mult mai deschiși la nou, mult mai uh, dorni să investească în uh, promovarea lor, în publicitate. Chiar discutam înainte de emisiune cu voi cât de importantă este publicitatea în ziua de astăzi, să investească mai mult în brandul lor, să investească mai mult poate în brandul lor personal. Unii antreprenori investesc foarte mult în brandul lor personal, pentru că după aceea acest brand personal se revarsă asupra businessului. Depinde, și acolo sunt mai multe lucruri. Ce am observat? Am observat o deschidere spre nou și am observat încă un lucru interesant. O deschidere spre a ajuta. De exemplu, una dintre companiile noastre mari de rentă car din România, o companie care a pornit chiar de aici, de aproape de voi, de lângă Roman, a fost foarte deschisă în pandemie să ajute organizațiile non-profit. Chiar una dintre organizațiile non-profit din care facem, uh, fac și o parte, o organizație în care ajutăm pe copii uh, cu probleme speciale, sindrom Down sau tetrapareză și așa mai departe, uh, a primit o mașină la dispoziția lor pe perioada pandemiei, pentru că ei poate nu aveau așa de multe cereri în, în pandemie pentru mașina pentru respectivă. să ajungă la toți beneficiarii. Da? Exact. Și a ajutat cu această, cu această mașină, cu acest uh, mijloc de locomoție, în așa fel încât copiii să ajungă la să facă respectivele exerciții, pentru că era, e important pentru nu contează că e în pandemie, copiii respectivi sunt în recuperare. Și aveam 200 de copii care făceau lucrul Sigur, ăsta. Da. Și, și, vă dați seama cât de important, cât de important era să ajutăm. Și am văzut această dorință de întrajutorare. Pe lângă faptul că, cel puțin în zonele din care, în care avem noi antreprenori, antreprenorii au început să se ajute unii pe alții. Dacă n-au putut cu sfaturi, au făcut-o cu a pune mâna. Sau au creat lucruri împreună. Sau cu idei. Ideea e că am observat această tendință au fraternizat de a fraterniza. Mult am fraternizat. Unor au fraternizat poate împotriva legilor, care poate n-au fost atât de drepte în momentul respectiv. Și au venit cu sugestii noi și am văzut asta și la nivel mare. Am văzut că România Business Leader, care iarăși este o asociație de leadership la nivel național, în care avem și noi prietenii noștri, au încercat să găsească soluțiile în așa fel încât, iată, să reabiliteze sau să, să, să ajute industria de Horeca, să găsească modalități prin care să se adapteze la realitatea de astăzi. Deci, tendința globală pe care o văd la marea majoritate a antreprenorilor este 1. Flexibilitatea, și adaptarea la noua, noul, noul, noua realitate. Până la urmă, asta este noua realitate în care trăim. Virusul ăsta. Acum nu sunt medic, dar nu pot să fac. Virusul ăsta probabil nu va dispărea acum. N-a dispărut nici uh, gripa pe care am avut-o de când eram mici. Specialiștii răcea, spun răceala. că ne vom învăța să trăim cumva cu el și Probabil, atunci, uh, noi o vom deveni mai puternici, probabil vaccinul o să facă ce are de făcut, uh, probabil pe, pe termen lung va deveni o infecție care va fi ca o controlată, controlată, da, poate da. ca o simplă răceală sau cu orice altă boală. Deci, tendința... Eu cred că lumea merge înainte. Iar flexibilitatea și adaptarea ar trebui să fie cum ăsta. Ce îmi pare rău, îmi pare rău că unii antreprenori, așa cum spuneau, s-au pierdut pe drum, dar cu toate astea sunt mulți pe care îi văd. Care au, închis business, cu... au, au închis un business au închis un business și vin, deschid un alt business, chiar într-un studiu Ernst Young. Am văzut tendința românilor, dacă la început, acum câțiva ani, tendința românilor erau să lucreze mult, în pre, în mult uh, separat, văd o tendință din ce în ce mai mare ca antreprenorii să lucreze împreună. Și asta nu poate decât să mă bucure. Pentru că ai pomenit de Romanian Business Leaders, văzusem un studiu recent făcut de uh, ei, în care uh, concret era uh, evidențiat faptul că tinerii vor din ce în ce mai mult să devină antreprenori. Adică ei vor cumva să fie, să nu aibă un șef, să nu, are, să nu aibă de cine să fie cumva controlați sau, nu știu, trimiși spre anumite sarcini. Ai observat și tu această tendință la tineri? Dinainte de pandemie, știi că la Roman TV am avut o serie de emisiuni de vorbă cu antreprenorii. Mai nou, mai, mai fac încă o emisiune la un alt post de televiziune în care vorbesc cu antreprenorii, cu foarte mulți antreprenori. Și atunci i-am am, -am întrebat de ce antreprenor care este, de, de ce ai vrut să devii antreprenor. Majoritatea dintre ei și-au dorit libertate. Am a să ne înțelegem. A fi antreprenor este un job, până la urmă. Ca să fii un antreprenor bun, trebuie să înveți ca să fii un antreprenor bun. Pentru că mulți avem tendința, gata, mă duc, când deschid o, o, nu știu, o, un stand în piață să fiu sau, patron, da, să și fiu... voi fi patron și da. eu sunt propriul meu șef. De multe ori uh, ești propriul tău șef, ai mai multă flexibilitate și libertate, dar muncești cel puțin la început Mai ai multe responsabilități, da. da ai și mult nu e o joacă a fi și muncești antreprenor. Muncești mai mult, muncești mai mult. De regulă la început muncești mai mult și ce mai observ, mai observ un lucru este că uh, mare majoritatea tinerilor vor să facă lucrul ăsta și deja îi fac cu cap. Observ lucrul ăsta. Încep să investească înainte de a deveni antreprenor încep să meargă la cursuri de antreprenoriat și sunt tot mai multe cursuri de antreprenoriat. Înainte de a deveni antreprenor poate se asociază cu un antreprenor care deja are experiență și învață de la Merg Pe un mentorat respectiv. așa dar da, e, un, e un fel de mentorat. Da. Se duc în contexte unde sunt antreprenori pentru a învăța de la, de la antreprenori și atunci uh, mi se pare că tendința asta este și o tendință care e de lăudat până la urmă, de a deveni antreprenor. Totodată, cred că sunt multe lucruri care încă nu au fost descoperite în lumea asta, sunt multe domenii care pot fi îmbunătățite în lumea asta și până la urmă, antreprenorul ce face? Rezolvă o problemă care este pe piață. Ai o problemă, un antreprenor va veni și va rezolva la un moment dat acea lipsa problemă. ta nevoia ta sau găsește exact, o care nevoie de, o de piață da. exact cum zice zice Marius Acum mai e un lucru mai e un lucru important în, în cartea lui antreprenoriat și vreau să-i mulțumesc lui Marius Ghenea. Marius Ghenea este unul dintre mentorii mei pe partea de antreprenoriat. Eu am, înainte de a intra în antreprenoriat eu am fost intraprenor. adică lucram într-o companie aveam libertate aproape maximă să coordonez oamenii să coordonez bugete să angajez oameni să dau afară oameni să aloc resurse să, să disponibilizez resurse. Și în momentul ăla am învățat foarte multe de la șeful meu de atunci, Stefan, îl chema, am învățat foarte multe lucruri de la, de la omul respectiv pentru că el era un antreprenor, deci am avut un mentor. Pe lângă asta, după ce am ieșit din intrapreneuriat, adică eram un antreprenor într-o companie și eram și plătit cu salari pentru asta, mi-am construit propria mea, propriul meu business. Dar pentru a face acest pas, am trecut printr-un curs. Și de asta prin niște etape, prin niște, adică nu ne -un trezim la antreprenori -un an de zile. peste noapte, Asta clar. Printr-un curs de un an da. de zile. Sunt unii care au flerul ăsta de antreprenori, fler antreprenorial, dar cu toate astea s-ar putea să aibă modele în casă. Pentru că eu le spun de multe ori celor care se nasc în familii de antreprenori, voi aveți un avantaj inechitabil față de ceilalți. Și avantajul vostru este că voi aveți mindset-ul. De a crea valoare, aveți mindsetul de a servi uh, corect clienții, aveți mindsetul de a putea dezvolta business-ul. Pe când, uh, în momentul în care, vin dintr-o familie, cum a fost eu, am venit dintr-o familie în care părinții mei lucrau. Eu am auzit în toată copilăria mea cum, nu auzeam că line de antreprenor, ci auzeam găsește-ți un loc de muncă, călduți, în care să câștigi bine. Asta auzeam. Și asta astea erau credințele cu care, am, cu care am crescut. Și cred că tendința se păstrează și în ziua de azi. Cu toții căutăm acele locuri de muncă călduțe, în special la stat, dacă pot să spun așa, ceea ce nu este rău, dar în același timp cred că, așa cum ai menționat și tu, și cum am menționat și eu din ce informații aveam, cred că totuși acest trend, pe de-o parte, este bun al copiilor, al adolescenților, al tinerilor de a deveni antreprenori. Pe de alta, cred că trebuie să mai lăsăm și vechile meserii să-și spună cuvântul. Cred că fiecare trebuie să știe că. Se pliază sau nu pe o meserie, se pliază sau nu pe, nu știu, o carieră, și atunci ce ne-am face dacă toți am deveni antreprenori și n-ar mai rămâne loc de meșteri, mecanici, Asta vreau să, vreau și, să, și așa vreau mai să departe? Vreau să scot în evidență un lucru. Nu toată lumea e născut să fie antreprenor. Nu toată lumea e născut. Sunt unii care se potrivesc mult mai bine ca fiind specialiști. Și avem nevoie de specialiști, har domnule ce văd ca tendință, văd că din ce în ce mai mult apare o autonomie tot mai mare la locul de muncă. Dacă până acum 10 ani tendința era, venea șeful, striga la tine și tu ziceai, supunere. ziceai de supunere, da, șeful, tendința este din ce în ce mai mult ca și specialiștii și oamenii care sunt mega valoroși, oameni care lucrează pun gresie faianță, să aibă mult mai multă autonomie. Adică încep să lucreze per proiect, mai mult decât pe, pe alt, alt. Pe ordinele de șefului. Ordinele șefului. Am deci începe să fie, hai să spunem, un manage, în loc de un management funcțional, să fie un management la nivel de proiect. Oamenii încep să se. Și asta și datorită faptului că eu cred că cei care astăzi sunt la școală, chiar astăzi am fost la, 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 aici la. Aici Roma, am la, să ajung la colegiul Bodă, mie mi se pare la... că copiii din ziua de astăzi sunt mult mai inteligenți decât am fost noi. Cu ce te-au surprins elevii de Au un grad adă... mult mai mare de autonomie. Uh -huh. uh, uh, și -au, pe mine m-au surprins prin faptul că au spus lucrurilor pe nume. Asta a făcut. Într-adevăr, am, am creat un context de încredere. În primul rând, n-am ținut ora în sala de curs. Da, e bine că ai specificat. Ai, ați stat afară? Ați respectat normele Mi -am de... Mi-am dus afară pentru a respecta de a, de normele, a sanitare, date, da. normele sanitare. Mm -hmm. N-am stat în sala de curs. Am avut o discuție într-un parc, într în, în aer liber cu ei. Am, am, am stat la o distanță suficient de mare, în așa fel încât să ne auzim, dar totodată fiecare să-și poată spune punctul de vedere. Cu ce te-au surprins liceenii român-vodiști astăzi? Adică, m m-au surprins cu mai multe lucruri. Unu, fiecare dintre ei a vorbit. Fiecare dintre ei a vorbit. Am creat un context în care fiecare trebuia să-și prezinte, să -și prezinte colegul. Și am văzut că mulți dintre ei deja știu ce-și doresc de la viață. Știu care este cariera și direcția pe care vor să meargă. Deși poate acasă, poate nu sunt atât de comunicativ. Și la un moment dat unul dintre elevi a spus așa, zice, eu sunt un introvert, mie nu-mi place să vorbesc în public, dar o să vă o prezint pe colega mea. Și a vorbit aproape cel mai bine dintre toți colegii. Deci au o voce și vocea asta, eu cred că merită a fi auzită. Pentru că, la final, unul dintre lucrurile pe care le-am întrebat, ce ați îmbunătăți la școala românească? Ce ați face mai bine uh, în școala românească? Și a zis, mi-ar place ca vocea noastră să fie mai auzită. Și l-am zis, bun, dar aveți un, un coleg în Consiliul Elevilor. Din păcate. Nu este atât de băgată în seamă pe cât ar trebui, a fost unul dintre răspunsuri. Și mi-aș dori ca aici să luăm atitudine, Pentru că suntem o societate. Oamenii, ăștia sunt oamenii, ăștia sunt viitorii noștri colegi, viitorii noștri ă, oameni cu care vom lucra, viitorii noștri antreprenori, viitorii noștri șefi, viitorii noștri lideri, viitorii noștri parlamentari, viitorii noștri președinți, medici, exact, da. medici ă, pompieri și așa mai departe. Aștia, ăsta este viitorul nostru. Și atunci în momentul în care nu vrem să ascultăm vocea viitorului sau nu avem urechea suficient de deschisă pentru a asculta viitorul nostru, cred că ne facem o mare, o mare de favor. Și atunci un lucru pe care, cu care ca și concluzie a fost că și-ar dori să, ca vocea lor să fie mai auzită. Au 17-18 ani, sunt tineri, tineri care au nevoie de noi. ce, ce m-a surprins foarte tare, dacă ar mai fi un lucru, este faptul că mulți dintre ei lucrează în organizații non-profit și fac voluntariat. Pe vremea mea, apropo, pe vremea mea, nici măcar nu știam ce e la voluntariat. N-au zisem despre acest cuvânt. Cuvântul, da. Cuvântul voluntariat da. nu știam ce înseamnă. Și astăzi mulți dintre ei fac voluntariat. Și da, a spus... Cu siguranță ne-am pliat pe tendințele din vest și așa mai departe. Adică cumva tinerii noștri acum au mult mai multe șanse din anumite puncte de vedere, poate decât șansele pe care unii dintre noi le-am avut din alte generații. Este clar. Acum, pentru că ai vorbit de viitor, cum vezi tu viitorul antreprenorial în România, cel puțin în România, ne rezumăm la țara noastră, ah. în contextul pandemiei, așa cum am discutat, poate nu va înceta uh, în acest moment sau nu prea curând, dar și în contextul schimbărilor uh, la nivel economic. Eu cred că flexibilitatea, așa cum spuneam mai devreme, ceea ce a ajutat până acum, este, este de bază atunci când vine vorba de antreprenoriat. Antreprenorul se reinventează. Îmi plăcea cum zicea Dragoș Anastasiu. Dragoș Anastasiu iarăși, este un om de la care am învățat foarte multe lucruri și zicea Dragoș, antreprenorul este acela care urcă sus pe trambulină, are jos un bazin și sare în bazin, dar bazinul nu are apă în el. Și până sare, până ajunge jos, se gândește și găsește soluții ca să umple bazinul cu apă în așa fel încât el să cadă, cadă, cadă în apă și să fie safe, să fie în siguranță. Și cred că asta, asta, asta facem. Ne reinventăm zi de zi. Antreprenorul viitorului este antreprenorul care se reinventează zi de zi. Eu nu mai cred că la 18 ani sau la 22 de ani sau când ai terminat facultatea sau rezidențiat în cazul medicilor, ai terminat de învățat. Cred că învățarea este o, un lucru permanent. Cred că educația ar trebui să fie mai importantă ca niciodată și de asta susținem Școala Românească, pentru a reuși să creeze contexte prin care, iată, viitorul nostru să sune bine, așa cum spunea reclama la un moment dat. E important, e important pentru antreprenorii viitorului să, să lucreze împreună, pentru că din acest ocean de date, și îmi, îmi place că m am întâlnit zilele trecute cu un un iarăși un alt mentor de al meu care predă Blue Ocean Strategy, strategia Așa, Blue Ocean. Da. Și ce face? Aduce la un loc antreprenori care creează idei care n-au mai fost Idei care nu s-au mai implementat, idei care aduc domenii care la prima vedere par ciudate. Contopesc cumva Contopesc mai multe domenii încât să le facă să funcționeze. Exact. Da? Cine s-ar fi gândit acum câțiva ani că uh, marea majoritatea a profesorilor din România vor preda pe Zoom, pe uh, Google Classroom, Meet și așa mai pe, departe, da. pe Google Classroom și așa da. mai departe. Cine s-ar fi gândit la chestia asta? Și iată că a fost nevoie de ceva care să vină și să ne scutre și să ne arate că iată și așa se poate. Acum, ce e important pentru profesorii din România și pentru antreprenorii din România, să nu uite lecțiile pandemiei. Pentru că lecțiile pandemiei sunt cele care pe viitor ne vor ajuta și mai mult să creștem. Să nu uiți că tu știi să, 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 să faci o, o, o oră, dacă vorbim de profesori, o oră care să fie dinamică. Să nu uiți că tu în sala ta de clasă poți să-i faci pe elevi și să implici pe fiecare la rândul lui. Să nu uităm că prin platformele acestea un lucru s-a dezvoltat și anume ascultarea activă. În momentul, în momentul în care vorbea un coleg, ceilalți nu vorbeau. Ei, lucrul ăsta se poate face foarte bine și în sala de clasă. Uităm uităm că sunt atât de multe beneficii pe care, deși la prima vedere pare contraintuitiv, pandemia ne-a adus. Ne-a adus lucruri rele, dar pandemia ne-a adus și lucruri bune. Ne-a făcut să ne reinventăm. Și atunci cred că antreprenorul viitorului și ce viitorul României, eu zic că viitorul sună bine. Viitorul sună bine și văd în antreprenorul român un om care va aduce pe piață. Lucruri care n-au mai fost produse noi, servicii noi, pentru că are în sânge adaptare. Mulțumim mult pentru interviul acordat! Mulțumesc și eu!